un joc foarte important, împotriva unei echipe foarte bune, una din echipele care, din punctul meu de vedere, se va situa la sfârșitul campionatului, e unul din primele trei locuri. O echipă care, într-o formă bună în acest început de campionat, o echipă care joacă un fotbal bun, un antrenor foarte bun, experimentat, cu experiența Argintei, un lot numeros și care continuă să transfere. În ultimele zile s-a mai întărit prin aducerea lui Blănaru. Există în continuare discuții pentru aducerea unui atacant, dar ne dorim să ne ridicăm la nivelul importanței acestui joc și să încercăm să, așa cum am făcut-o împotriva oricărei echipe cu care am jucat în acest campionat, să punem probleme și de ce nu să luăm cum să punem. Mi-ar fi convenit să jucăm pe Electrica, pentru că e un stadion mai micuț, nu neapărat ca și suprafață de joc, dar ca și intimitate, dacă vreți să o putem numi așa. I-am fi simțit pe suporterii noștri mai aproape de noi, așa cum ne-am simțit la jocul Cuta. Dar fiind jocul televizat, suntem obligați în nocturnă, suntem obligați să jucăm pe data din șapă. Din păcate, avem o problemă mare de lot. Zavoschi s-a accidentat și ar putea să lipsească următoarele 3-4 săptămâni. Sperăm să se recupereze cât mai repede, are o ruptură musculară. Și sper ca cei care vor intra în teren să se compenseze lipsa lui și să reușim, așa cum am spus, să scoatem punct sau punct. Ne așteaptă câteva etape grele după acest meci. Vom avea două deplasări dificile, lungi, la Miercurea Ciuc și apoi la Constanța. Așa că orice punct contează în economia acestui campionat. Este singurul absent? Da, este singurul absent. Între timp s-a rezolvat litigiul lui Gavrilă. Ionuț este de ieri la noi, la pregătire cu noi. Și probabil că, nu știu dacă a semnat sau nu a semnat, încă este jucător, va fi jucător lipeții. Rămâne să nu se scoasă perioada pentru Ionuț. Da, pădure este ok. Era o întrebare dacă merită sau nu să se opereze vis-a-vis de menisc. Dar rămâne în continuare să se antreneze, pentru că nu e o situație de operat. Nu, pentru acest joc. Urmează o săptămână încărcată, pentru că nu trebuie să uităm că avem și jocul de cupă, care este la fel de important, ne dorim să ne calificăm. Va fi un loc, sper eu, frumos, disputat, fair play și respect reciproc. La sfârșitul căreia ne dorim să mergem mai departe cu, cred că același lucru doresc cei de la Girona, o echipă care merge bine în campionat, cu transferul bun. Și va fi un meci interesant. Faptul că Petrolul a stat etapa asta e un avantaj sau un dezavantaj? E dus întors. Era în aceeași situație în care am fost noi după jocul de la Pitești, când am jucat marțial, așa că urma să jucăm sâmbătă dimineața. Pentru noi atunci a fost un dezavantaj. Vom vedea cum va fi pentru ei.